spun că ce este mai bine. Tema aceasta a zvoiului gândurilor și a complexelor psihice, complexelor psihicului, este relativ, să zicem, nouă în literatură. Este relativ nouă în literatura de specialitate dedicată psihologiei analitice, adică, să zicem, acea ramură care este desprinsă sau e puțin centrată pe psihanaliza, pentru că a fost intermediată de Carl Gustav Jung, care la rândul lui, deși a avut lucruri în comun cu Freud, cu Sigmund Freud, s-a certat și unul dintre motive era inclusiv divergența în privința lui Dumnezeu, foarte, foarte, foarte spus, pentru Jung era obligatoriu Dumnezeu, chiar la un interviu finalul vieții, când a fost întrebat că crede Dumnezeu, a spus că nu crede și El Dumnezeu, pe când Freud era ateu. După cum spuneam, literatura psihologiei analitice a început și un demers de aprofundare și de recuperare a înțelepciunii artistice. E relativ nou acest fapt, pentru că evident, literatura psihologiei analitice se naște în Occident, ca atare primele trimiteri către o înțelepciune mai veche și o terapeutică mai veche decât ea însăși, duc către teologia huseană, apoi către curentul literaturii alchimice, care se manifestă mai ales undeva în timpul modernității europene și din care, de fapt, curent, în acea vreme, erau recuperate mari teme ale gândirii grecii antice, care nu rezistase în interiorul revoluției epistemologice a modernității, adică unei gândiri care își centra cunoașterea pe subiectul cunoscător și care cumva renunțase la mai spera la esențe. Când literatura alchimică, care exista și funcționa și în timpul modernității, acest lucru cu sufletul omului și cu lucrurile neascunse era subiect de cercetare și de gândire, propriu-zis, era un exercițiu simbolic și de recuperare a integralității omului. Dar, ai zice că dacă, de pildă, Jung ar fi apucat să studieze literatura patristică, cu siguranță că ar fi fost cucerit de aceasta. Pentru că sunt foarte, foarte multe teme care aparțin ascenicii ortodoxe și a concepției ortodoxe despre sufletul omului, despre vindecarea acestuia sau mântuirea acestuia, care sunt foarte asemănătoare cu metodologia și aparatul, dar vreau ca structura conceptuală a psihologiei analitice. De aceea, în ultimii ani, au apărut mai multe lucrări care sunt teze de doctorat, care recuperează și care aduc împreună cele două tradiții. Demersul a fost recuperat și din partea cealaltă, adică oamenii biserici au început să facă pasul înspre
teorii ale psihologiei contemporane. Probabil că cel mai cunoscut este Mitropolitul Theodosius, care a fost adus în mai repetate cu mai multe de lucrările sale și care vorbește într-o terapeutică patristică. Avem de asemenea exemplul lui Nicolaus Ludovicus, care este un preot, părinte preot universitar de la Universitatea din Tesalonic, care a terminat prima lui facultate, chiar cea de psihologie, și care a fost ucenic al Sfântului Paisie Arimitu și care are o teză de doctorat și este unul dintre mari excedenți dedicați Sfântului Maxim Mărturisitorul. Părintele Cristian îl știe mai bine decât știu eu. Mai ales Părintele, mai ales Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și care, chiar el însuși, Părintele Ludovicus, a pus problema legitimității apropiei dintre cele două perspective. Teza lui fiind că creștinismul este mai mult decât o terapeutică spirituală. Că face asta de 2000 de ani, dacă, într-adevăr, creștinismul nu este proprie doar vindecarea, adică catarsis, curăția, ci și iluminarea și dumnezeirea în cele din urmă. Ceea ce, e adevărat, în literatura psihologiei antice nu se vorbește despre necesitatea dumnezeirii, dar se vorbește despre necesitatea consolidării relației dintre eu și sine. Unde sinele este un alt cuvânt pentru, să zicem, ceea ce depășește, înglobează, direcționează eu-ul, adică conștiința noastră, să zicem, limitată. Este, dacă vreți, un sinonim pentru Dumnezeu. Iar în interiorul metodei iunghiene, axa eu-sine este extrem de importantă. Este vizată, propriu-zis, de orice fel de procedeu, de orice demers terapeutic și vizată în orice cadru terapeutic. Este urmărită autonomizarea eului, a fiecărui om în parte, eliberarea lui de sub complexele emoționale din conștientul personal, adică de toate acele, dacă vreți, configurări emoționale care ajung să știrbească din autonomia fiecăruia, fiecăruia dintre noi. Sunt ca niște softuri, să zicem, care rulează undeva în background și ne fac să reacționăm, să gândim, să acționăm. Nu în mod mașină, chiar. Ne trezim că am spus câte ceva. Sau ne spunem câteodată nu știu ce ne-a venit. Când suntem în astfel de situații, în literatura psihologiei analitice se spune că tocmai a fost activat un complex emoțional și o să explicați mai târziu ce înseamnă și acesta. Deci, într-un orice demers terapeutic este vizată această autonomizare a eului, această scoatere a conștiinței noastre de sub influențele inconștiente ale complexelor emoționale și refacerea acestei relații cu ceea ce ne depășește și ceea ce este mai mare de în noi, vindecător în noi, călăuzitor în noi, cuprinzător și mântuitor, ce îi spune Dumnezeu, noi, în biserică. Și prima oară când am ciocnit, propriu-zis, cu toată această perspectivă, a fost, cu toată această perspectivă terapeutică, a fost atunci când am început și eu, propriu-zis, drumul în biserică și anume, pe la 20 de ani, 21 de ani, atunci când am avut, mi-am găsit și primul duhovnic, și în care am găsit exact această perspectivă, această abordare tămăduitoare a situării mele lume. Pentru prima oară vedeam că pot întâlni un duhovnic care, în loc să mă certe că am greșit, în fond și la urmă, mai tocmai veneam și spovedeam păcatele, plecând de la conștiința faptului că ceva, cel puțin ceva, nu era în regulă cu ceea ce făcuse, perspectiva lui nu era aceea de a mă certa și de a-mi ține o predică moralizatoare,
Și de-a aceea de a mă ajuta să înțeleg de ce am făcut acel lucru, care este cauza. Iar în atitudinea lui era foarte, foarte multă mângâiere și foarte multă conținere. Eu pot să spun lucrurile acestea acum, pentru că atunci nu prea înțelegeam ce mi se întâmplă. Doar că ieșeam foarte bucuros și plutind la fiecare întâlnire cu duhovnicul meu. Dar el mi-a arătat încă de atunci că biserica are această funcție și că spovedania presupune această, inclusiv această scanare, această încercare de a face o, să zicem, arheologie a gesturilor mele, a comportamentului meu, încercarea de a găsi cauzele devierilor mele. Nu pot să spun de deviere întâmplător, pentru că, sau abatere, sau datare, pentru că în terminologia bisericii, păcat, în greacă, se spune amateia și înseamnă exact ratarea țintei. Cu alte cuvinte, problema nu se pune în termeni morali. Nu este bine că am făcut ceva anume sau nu este, sau este rău că am făcut altceva. Ci e mai degrabă problema care se pune dincolo de moralitate. Se pune tocmai în această perspectivă a relației mele cu Dumnezeu, pentru că ținta este Dumnezeu. Și atunci, gesturile mele și faptele mele sunt evaluate din perspectiva felului în care tot ceea ce fac rezonează cu și interferează cu scopul propus de mine, și anume dumnezeirea mea. Și tot acest efort de curățare vizează, în primul rând și în primul rând, cărligele pe care noi le purtăm, să zicem, metaforic, le purtăm pe noi și cu care, cu ajutor, din cauza cărora suntem agățați de lume. Și fiind agățați, știți cum e, de la ei, de la ținta pe care le propunem. Deci, terapeutica bisericii își propune exact acest lucru. Curățarea sufletului în vederea obținerii unei înaintări cât mai stabile pe care Părintele Andrei Scrima folosea exact acest termen, citându-l pe Sfântul Grigorie de Nazianz, a fi stabil pe cale, a nu te abate de la ținta propusă. E bine că este greu să nu deraiezi deloc. De aceea, uite, o terapeutică și nu vorbim despre o atenționare. Dacă ar fi fost simplu, ar fi fost suficient să primim un cuvânt de la cineva, iar acea persoană să ne, iar acea informație care ajunge la noi, să ne schimbe perspectiva, să producă acea metanoia, acea întoarcere a minții. Dar lucrurile nu sunt atât de simple, propriu zis, pentru că lucrul pe care îl auzim trebuie să fie și interiorizat. Și aici iarăși este de nevoie de foarte multă răbdare, inclusiv din perspectiva duhovnicului și a terapeutului, în cadrul său particular, aceea de a ajuta pe cel care vine în față să-și facă acel adevăr al lui. Nu-i suficient să-i spui unui om că lucrurile stau într-un fel, ci trebuie să-l ajut să interiorizeze acel adevăr sau să-l sufere, să-i pară că lucrurile stau așa. Unele dintre toate aceste surplusuri care se află pe noi și care ne fac să deraiem sau să ne poatem de la țintă, ne lasă rese în diferență în aflăm de ele. Atunci e nevoie de un proces de curățare. El, potrivit Sfinților Părinți, potrivit tradiției, se împlinește într-un moment exact, se împlinește, dar nu-i neapărat, nu-i totdeauna trebuie să se ajungă, spun părinții, acolo, se împlinește în plâns. În darul lacrimilor. Dar asta nu înseamnă neapărat că fiecare om care ajunge să-și conștientizeze un păcat, o problemă interioară, și ajunge eventual să primească un dar lacrimilor. Poate să plângă, poate să căiască, poate să ție o străpungere la inimă, cu siguranță. Dar darul lacrimilor este în sine un proces de curățare
de foarte mare profunzime și de foarte mare, de foarte mare adâncime, care se manifestă în cazul unor, dar nu întotdeauna și în cazul tuturor. Dar fără să fie prin asta neapărat implicată o insuficiență sau o lipsă. Pentru că este nevoie în cazul unor lacrurilor să manifeste, spun părinții, într-o logică proniatoare, pentru că Dumnezeu urmează să lucreze cu aceștia într-un anumit fel, într-un fel care presupune un grad mai înalt de curățare. Sau curățarea se poate manifesta prin exact acest plâns abundent. Și curățarea aceasta vine și cu iluminarea, dacă vreți. Pentru că a doua funcție a bisericii, pe lângă cea a curățirii, este cea a iluminării, fotisii se spune în greacă. Unde este vorba despre a vedea în ordinea aceasta a relației dintre mine și Dumnezeu și a relației dintre și a scopului pe care mi-l propun și anume Dumnezeirea, de a vedea din ce direcție îmi sunt trase săgețile pentru mine. Este o metaforă a lui Evagrie Pontil. Este unul dintre părinții din secolul IV, un părinte de secolul IV, din secolul IV, a fost ucenic al Sfântului Grigorie Nazians, un mare orator, care se retrage în pustia Egiptului și ajunge să sintetizeze câteva lucrări scurte și foarte puternice înțelepciunea părinților din Schetis, din pustia Egiptului. Și sunt două tratate mari și importante în privința aceasta, tratatul practic și gnosticul. Ori gnosticul e asupra acestui aspect se concentrează, asupra vederii. A vederii care nu vine ori și când. Cu alte cuvinte, este nevoie de un anumit efort de despătimire care încă nu presupune conștientizarea. Este un efort care presupune mai întâi luarea ochilor sufletului de la patimile de care este locuit. Fără ca un conținut nou să se adauge întotdeauna imediat. Și spune el, după această secvență, urmează este dat sufletului, care nu se mai simte locuit doar de propriul său ego, nu mai simte locuit doar de propriul nostru ego, îi este dat un nou conținut. Începe să vadă, spune Evagrie Ponticul, din ce direcție trage și arată cu săgeți din întuneric. Cu alte cuvinte, de unde mi se trage? De ce facem ceea ce facem? Ca atare, cum spunea și Sfântul Grigorie Palama, prima măsură a vederii lui Dumnezeu este vederea propriilor păcate. De aceea și Evagrie Ponticul, aceste sunt o înțelepciune care e foarte, se manifestă foarte de timpuriu în tradiția patristică. De aceea spune și Evagrie Ponticul că unul dintre primele lucruri pe care le vede sufletul care începe să fie curățit este tocmai această direcție din care îi se trag păcatele, propriu-zis. De ce păcătuiește? Dincolo, înainte de a vedea rațiunile lucrurilor, rațiunile creației, înainte de a avea o relație imediată și vie, poate, cu Iisus Hristos sau cu Sfânta Treime. Deci, înainte de a vedea lucruri înalte și foarte înalte, mai întâi se vede pe sine și vede de unde este atacat, care sunt punctele lui vulnerabile. Și elementul important, pentru că noi, de pildă, propriu-zis, să-l auzim sau îl rostim în fiecare săptămână, când măcar o dată, în ritmul liturgic, este rostită și rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Dorește, Doamne, să văd păcatele mele și să nu mă sunteți pe fratele meu. E
deja și aceasta este vorba exact despre acest prim nivel al vederii lui Dumnezeu. Dar vederea lui Dumnezeu, care presupune, într-un prim pas, după cum spuneam, vederea pe culoare păcate. Direcția din care suntem atacați. Și al treilea pas, logic, așa ai spus toți acești trei pași, adică să zicem, o desfășurare dialectică, o să spun imediat de ce fac această paranteză, atât la pas este Dumnezeirea, cu alte cuvinte, comuniunea vie dintre om și Dumnezeu. Tot în termenul familiei porticul este momentul în care omul vede lumina necreată. Și tot în concepția sa, în concepția sa este experiența sa. El spune ceea ce omul vede mai întâi, este nusul, mă rog, nusul, nu este adevărat să fie părinți, nusul este facultatea omului de receptată de Dumnezeu. A fost adus cu inteligență sau intelect, de fapt. Dar este o traducere modernă care ratează puțin sensul adevărat, pentru că grecii aveau pentru intelect, propriu-zis, un alt cuvânt, dianoia, practic, înțelegerea intelectuală, care presupunea logos, rațiune. Nous este un intelect mai înalt, i-ar spune noi azi, dar nu are termen de traducere propriu-zis. Evagrie definește într-un singur fel, îi spune stare de receptare. Cu alte cuvinte, este vorba despre funcția omului de a fi loc al lui Dumnezeu, tot fost de a fi locuit de Dumnezeu. Și spune Evagrie, în momentul în care sufletul se curățește, ceea ce vede în primă instanță este să se vadă pe sine luminat de harul lui Dumnezeu. Nu vede lumina dumnezeiască direct, se vede pe sine luminat de Dumnezeu. Ca apoi ulterior să vadă pe Dumnezeu. Sau lumina dumnezeiască. Și alte lucruri și mai multe decât acestea. Și acum am tot la paranteza pe care vreau să o fac. Noi avem această distinție tripartită între momentul curățirii, al iluminării și al Dumnezeirii. Dar este o perspectivă conceptualizantă și, în același timp, dialogică și dialectică. În sensul că le separăm ca și cum ele s-ar urma cu necesitate o treaptă alteia, fără ca ele să interfereze. În fapt, sunt părinți care apetezează asupra faptului că catarsis, curățirea, aduce deja un anumit tip de iluminare care le aduce mai aproape pe Dumnezeu deja. Și atunci este tot timpul înaintăm într-un fel de circularitate sau un fel de spirală ascendentă. Cu cât ne curățim, cu atât vedem mai mult și cu atât suntem mai aproape de Dumnezeu. Și cu toate acestea înaintăm neîncetat către lumina cu Dumnezeu, până când, într-un moment în care nimic nu mai este de adăugat și totuși se adaugă. Nu mai este lipsă, dar totuși se adaugă. Bun. Și atunci, întrebarea cea mai importantă în ordinea acestei intenții terapeutice a Bisericii este ce ne distrage, propriu-zis, de la relația noastră cu Dumnezeu? De unde, ce sunt aceste săgeți despre care vorbește Evagrie Ponticul în tratatul practic și în nostru? Și răspunsul, de fapt, cel mai clar în această privință, este următorul, gândurile. În greacă se spune logismul. Singularul logismos. Gândurile. Întrebarea este, dar care ar fi problema? Pentru că avem cu toții gânduri, sigur că avem cu toții gânduri. Gândurile nu sunt rele în sine. Sunt rele doar în măsura în care, să zicem, ne abat de la scopul propus și ne fură din autonomie. Și tradiția spune că sunt gândurile pot veni din trei locuri. Tradiția Sfinților Părinți spune că gândurile pot veni din trei locuri. De la oameni, la ceilalți în jurul nostru, de la demoni, care le pot șopti la ureche sau le pot prinde momentul prielnic mai degrabă, și de la Dumnezeu. Care este problema cu ele?
m-aș concentra mai ales asupra gândurilor pe care le avem de la ceilalți oameni. Nu, pe ce, nu pentru că celelalte nu ar fi importante, că sunt, dar circulă o anecdotă undeva, circulă o anecdotă din mediul Manohar, care spunea că uneori se întâmplă că, că și potrivit lui să nu se gândească la lucruri pe care chiar oamenii l-au gândit înainte. Cu alte cuvinte, până la dragi, ne avem noi între noi. Și suntem noi între noi foarte prezenți și ne punem multe pierici adesea. Și mai mult decât atât, acest noi între noi nu se referă de cele mai multe ori la ceilalți, ci chiar la noi înșine. Adică ne punem noi înșine pierici nouă înșine. Da, e adevărat, suntem ne tratăm cu toții din copacul atamic, în care, cum spunea și Sfântul Sofronie Zahărov, circulă o travă din început, care a irigat fiecare creangă și fiecare frunză. Și asta înseamnă că cumva ne transmite mai departe în nouă rușine această o travă, generație după generație după generație. Deci, inclusiv interacțiunea noastră duce mai departe această o travă. Da? Dacă am fi, mai atenți la noi înșine în fiecare parte, cu siguranță că am putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu părinții, să nu mai începuți, să nu mai perpetuăm atât de mult. Și acum, întorcându-mă la ceea ce spuneam, în tradiția Sfinților Părinți, gândurile sunt, principalele sunt săgețile, de fapt, care sunt aruncate pentru a ne rostogoli, pentru a ne face să ne abatem de la scopul nostru, adică Dumnezeirii. Și gândurile respective, după cum spuneam, nu sunt bune, nu sunt nici rele, nici bune în sine. Ca dovadă faptului că, spun părinții, un cuvânt care este inspirat de Dumnezeu, nu produce tulburare. Are o anumită, să zicem, suflare limbă. Nu ciuntește, nu confiscă, nu tulbură, nu șochează, nu ia libertatea omului. Îl lasă pe om să se așeze în gândul respectiv, aduce bucurie, aduce un anumit de liniște, care nu-i confiscă mintea, propriu zis. Gândurile celorlalte sunt părinții, cele date de potrivnic, sunt cele care confiscă, propriu zis, te iau pe sus și produc o anumită înnegurare. Dar spuneam că nu mă voi referi la ele, în special, deși și acestea sunt prezente în viața duhovnicească fiecare dintre noi, ci mă voi referi la la cele pe care le avem noi cu noi înșine, sau noi cele pe care le transmitem unii altora. Și ce este foarte important este că fiecare gând de acest fel, spune tradiția Sfinților Părinți care s-a ridicat, a fost ridicat acestui subiect, are un fel de, fiecare gând de acest fel are un fel de pornire de a ciunti din autonomia sufletului. Anume, autonomia fiecăruia dintre noi. Duce cele din urmă la un tip de înrobire. Ca să înțelegem asta, voi desfășura care sunt treptele, care de fapt sunt, care este fenomenologia desfășurării unui astfel de gând, pentru a înțelege cum se manifestă el potrivit literaturii ascetice și cum poate duce el la acea zonă de la acea înrobire. Și mă folosesc aici de o sinteză pe care o face, propriu zis, Mitropolitul Atanasie al Limassolului. A fost părinte de proveniență, un părinte fratopedin, contemporan. Deci a fost ucenic al Sfântului, al părintelui Iosif Fratopedinul. Și este protagonistul unei cărți care a fost recent publicată în Muntele Tăcerii, se numește
apare cu pseudonim acolo, apare sub numele de Părintele Maximus. A fost de asemenea ucenic al Sfântului Paisie Adimitru și a fost timp de un an sau doi protos al Sfântului Munte, adică întâi stătător. Și care are o foarte bogată experiență duhovnicească. Și în această carte, Muntele Tăcerii, oferă această desfășurare, această fenomenologie a modului în care gândurile interacționează cu fiecare dintre noi. Într-o excelentă sinteză, potrivit primul moment al interacțiunii cu gândul, spune el, este atacul, propriu-zis. Este prima oară când un gând apare în inimă. Avertismentul este următorul. În acest stadiu nu se întâmplă propriu-zis nimic, în sensul că nu este niciun fel de, pentru fiecare dintre noi, nu este niciun fel de păcat, nu este niciun fel de responsabilitate implicată. Gândurile sunt precum norii. Nu poți să-l împiediți să le are sau să nu le are. Pur și simplu sunt acolo. De pildă, exemplul pe care îl dă tradiția este ispitarea lui Hristos. Prin trei gânduri este ispitit Hristos. Asta nu implica niciun fel faptul că a fi avut un păcat. Evident că e foarte important în acest moment când apare un gând cu părinții să știm de unde vine. De aceea, pentru noi, primul și primul rând, este de folos un duhovnic. Cu alte cuvinte, o persoană care are experiență duhovnicească, care are discernământ, care poate spune de unde vine, care poate să zicem mirosi, astfel încât să putem ști când considerăm că avem nevoie de discernământul lui, ce să facem cu el? Îl lăsăm să atenizeze sau nu lăsăm să atenizeze? Despre de bine despre Sfântul Siloan Atonitul se spunea că ajunsese în ultima parte a vieții sale să respingă orice fel de gând cu o singură mișcare a minții. Ceea ce este o performanță uluitoare. Adică era propriu-zis imperturbabil. Era practicat, dacă vreți, indiferența față de gânduri. Este într-un fel prima atitudine de respingere a gândurilor, indiferența. Dar într-un fel este și cea mai grea. Adică să ajungi să nu fii pe loc perturbat. Este ca și cum spune tot Părintele Maximus, adică Tănația Limosorului, e ca și cum te-ai afla închis într-o casă și cineva în afară casei, i-a dat cu pietre, te-a înjurat, te-a provocat, te-a scoat afară. Iar tu te-ar trebui să rămâi perfect indiferent, să nu ieși, să nu răspunzi, să nu interacționezi. Ba mai mult să nici mai dai de seama că se agită în afară casei. Dar pentru această stare de apatea, adică de netulburare, e nevoie de multă experiență duhovnicioasă. Ca atare, se poate întâmpla, mai ales în cazul nostru, că a doua treaptă a interacțiunii, să se coboare la a doua treaptă a relației cu gândul, cu logismos, să fie chiar interacțiunea, se numită de către Părintele Maximus, adică inițierea unui dialog, o discuție cu acel logismos. Și aici spune acesta, nu este implicată niciun fel de responsabilitatea noastră. Suntem fără de păcat chiar și la acest nivel. Este momentul în care ne gândim, o fi bine, nu fi bine, de-aia e periculos, este un dialog riscant și periculos, pentru că aici putem fi deturnați, propriu zis, din acest moment. Pentru că următorul pas este consimțământul. Cu alte cuvinte, este vorba despre a consimți să faci ceea ce gândul te ispitește. Sau înseamnă deja să fii locuit, să iei decizia de a face lucrul respectiv. Dar important e de reținut că aici nu înseamnă deja și a face. Este o decizie luată, dar nu este acțiunea înfăptuită. Este ca atunci când, nu știu, deci ai decis că vei fura sau că vei face ceva, dar încă n-ai apucat să o faci. Și a
Atanasie Limosorului, el spune că momentul important cu Dumnezeu, în iubirea lui, de multe ori acționează întârzindu-ne sau încurcându-ne planurile. Ne propunem să facem ceva, dar nu mai putem să-l facem. Și o diferență importantă, după ce zis, e mai bine să fi rămas doar în acest moment, doar în momentul acesta al consimțământului și să nu apuci să și înfăptuiești ceea ce ai decis că vei face. Responsabilitatea este alta. Însă, foarte important, că respectivul gând inundă inima unei persoane, capitularea, spune Atanasie Limosorului, este practic inevitabilă. Adică se poate aproape de a înfăptui. Ca atare, imaginea este ca unui suflet care deja este asediat, este încercuit și urmează să cedeze, așa cum se întâmplă cu, adesea cu cetățile care sunt încercuite. Ca atare, în patrulea nivel, este orbirea, chiar. Este momentul în care omul chiar cedează și pune în act ceea ce a luat decizia să facă. Iar această punere în act, dacă se repetă, duce la o stare de dependență. Iar dacă starea de dependență este aprofundată, duce la fatigă. Deci, ultimul stadiu al acceptării unui gând este împătimirea, propriu zis. Și împătimirea este de cât se poate de ocolit, pentru că ea duce, propriu zis, la anularea autonomiei noastre. Suntem luați pe sus, propriu zis. Nu putem să nu mai facem lucrurile pe care simțim nevoia să le facem. Nu mai este doar o, să spun, doar vorba despre neajunsul de la dării țintei. Și este ca și cum avem atârnată de noi o bilă foarte grea pe partea dreaptă a corpului, care întotdeauna vom păși preponderent câțiva centimetri pe dreapta și vom rata cu desăvârșire ținta. Și așa se știe că din cauza scurtimii unui picior, dacă am înaintat în deșert, de pildă, fără o busolă, am sfârșit prin a ne întoarce în același punct, o distanță foarte mare, de înaintat în cer. Mă, dacă am avea și o pildă de tipul unui patin, cu siguranță s-a întors și mai repede, s-a întors și mai repede. Ori, avem de-a face cu o adevărată obsesie, pentru că zis. Adică, când patima se instalează în om, este ca și cum calculatorul să fie rusat. El nu mai face ceea ce ar trebui să facă. Răspunde greșit unor comenzi. Sau răspunde vicial. Omul nu se mai poate ține. Și atunci întrebarea pe care părinții și-au adresat-o și pe care nu simt părintele Marchide să o reia în toată partea cărții, este ce se poate face, cum se poate lupta cu această influență a gândurilor care, cel mai important, duc la pierderea libertății noastre, la anularea autonomiei. Ori, imaginați-vă puțin, întreaga literatură patristică, părinții atrag atenția asupra rândării infinite ale Dumnezeului. Dumnezeu are o dare infinită pentru că așteaptă ca noi să venim spre El, fără ca El să ne confiște într-un fel conștiința. Fără să ne ia pe sus, fără să ne înrobească. Se arată în cea mai frumoasă manifestarea Dumnezeirii, Hristos se arată pe cruce, în acel moment în care își pleacă capul, în care renunță la noi, dacă vreți, a ne robi, a ne șoca, a ne bulversa atât de mult încât să răpiți, pur și simplu să spunem, da, facem ca tine, dar fără să fie vorba despre o aprofundare a relației cu El, o aprofundare care presupune timp, care presupune crearea unui spațiu interior astfel cu Dumnezeu să aibă loc acolo, să fie primit. Preferă să moară pe cruce, astfel încât să dai un exemplu pentru cum se poate ajunge la El.
și nu ne răbește, nu urmărește această răbire. Ne dă timp, ne lasă autonomia. Ori, tocmai asta fac propriu-zis aceste gânduri. Sunt cele care, ducându-ne în momentul împătimirii, răpesc autonomia, o anulează, răpesc libertatea omului. Ca care, primul răspuns, vă ziceam, la întrebarea adresată de voi, cum pot lupta cu gândurile, este indiferența. Este prima tehnică. Și cea mai eficientă, spun poliție. Pur și simplu, omul nu trebuie să interacționeze niciun fel cu gândurile. Faptul că ai gândurile, nu este niciun fel de problemă. Gândurile sunt precum noi. În Patricul Egiptan apare o poftăină în care un ucenic merge la Ava și îi spune: Ava, am gânduri. Și părintele îi spune: bine, ieși afară și începe să oprești vântul. Și iese ucenicul afară, stă vreo trei ore, este o perioadă, se întoarce între chilie și îi spune și întreabă: Ava, ai reușit să oprești vântul? Nu, e așa și cu gândurile. Lasă-l să sufle, nu, problema ta nu este aceea de a de a lupi, ci de a nu lăsa să încolțească gândul ta și avea mai aproape de noi timp, vreau să zic, o altă metaforă creitoare, o avea Sfântul Porfirie Casocanevitul, care spunea că gândurile sunt ca niște avioane care zboară deasupra unui aeroport. Nu e problemă că zboară, problema este să nu lasă trizeze. Deci lupta se duce, propriu zis, prima oară se duce acolo. Dacă, în schimb, acorzi atenție unui gând, acesta va deveni din ce în ce mai insistent. Cu alte cuvinte, îi pregătești terenul de aterizare. De aceea este important să nu-l analizezi, propriu zis. Să te faci cum nu e. Dacă totuși acest lucru nu este posibil, dacă unele gânduri sunt mai stăruitoare, sau dacă atacă, se spune, teme importante, precum teme care privesc chiar de Dumnezeu însuși, se poate intra într-un dialog cu el. În literatură, acestui dialog îi se spune antireticos și vine tot la Evagrie Ponticul, pentru că este primul cel întâi care a scris un tratat antireticos. Cu alte cuvinte, cum îi răspundem celui potrivnic? Iar modelul de interacțiune era cel al pe care le găsim în Evanghelie, în episodul ispitirii lui Hristos. Potrivnicul, când ispitește pe Hristos, apelează la Scripturi. Scris este. Hristos, când răspunde tot din Scripturi. Foarte interesant. Nu apelează la autoritatea lui. Propriu zis, direct, oricum, Scripturile le anunță tot pe el. Dar nu este un apel la autoritate, ci la ceva ce a fost zis dinainte. Și răspunde cu egală putere. Acum, e adevărat, chiar Evanghelie Ponticul avertizează asupra faptului că ar fi bine să evităm dialogul acesta, această contrazicere cu această metodă antagonismului, să o evităm cu diavolul, pentru că este un teolog mai fin și mai început decât suntem noi. Măcar ca o inteligență de temporală care, spre deosebire de noi, chiar l-a văzut, spre deosebire de cei mai mulți dintre noi, chiar l-a văzut pe Dumnezeu, are experiența neimediată a lui. Noi e puțin mai complicat. Deci se spune că este mai degrabă de evitat. Însă, și aici lucrurile devin într-un fel simpatice, dar prin eficiență, vreau să spun, unor nu este nevoie să intri subtilități teologice cu un astfel de gând. Și de ce spun asta? Pentru că de multe ori, cum spuneam, gândurile chiar nu sunt cele care vin de la demon sau alte puteri de felul acesta, ci vin chiar de la sufletul nostru rănit, care vrea lucruri uneori care nu sunt bune, deși nu știu seama de ce sunt bune, deși nu că nu sunt bune. Și ca tare, o metodă de a răspunde un astfel de gând, tot într-un fel de a-i răspunde, este aceea de a te gândi la ceva, să zicem, nebunesc sau irelevant.
chiar multă rătăcire, era dat acest exemplu. Un pustic, unui pustic, un pustic era deranjat de un astfel de gând, care nu lăsa și nu lăsa și nu lăsa. Deci nu se mai putea pune problema indiferenței. Ca atare, abordez următoarea tactică. Începe să numere obsesiv lumânările din candelabrul bisericii. Pur și simplu, întreaga lui, întregul lui efort intelectual, se mută asupra unui alt conținut, evident absolut irelevant. Însă, prin metoda asta, lăsând mintea ocupată cu un alt conținut, îi permit să consume energie. Consumând energie, nu-și mai poate dedica ruminării gândului anterior. Ca atare este slăbit gândul anterior. Când va reveni, va fi mai slab deja. Pentru că există o putere cumva asupra lui, puterea de a le respinge. Faptul de a putea respinge pentru prima oară un gând, aduce, într-un fel, creează o cărare. Nu se spune neuronală, că se vorbește adesea despre cărări neuronale, dar ideea este că e ca și cum deja știe cum trebuie să procedezi. Am văzut cum pot proceda. Deci este vorba despre diminuarea energiei acelui conținut care se manifestă în interiorul nostru, în conștiința noastră. De asemenea, spune tot Atanasie Limasolului, gândurile pot fi respinse tot dintr-o altă formă de consumare a energiei interioare, de pildă, primică fizică. De aceea vedem că, inclusiv de pildă, se pune accent în perioada postului să recomandate sporirea metanilor. Mă spunea și mie un părinte duhovnic, Dumnezeu nu are nevoie de metanile noastre, e regulă și fără ele, dar nouă ne sunt folositoare. Inclusiv în acest fel, ne duc la o... aduc o diminuare a energiei noastre interioare, făcând să fie consumată această energie interioară, pur și simplu nu ne mai arde atât de mult, nu mai suntem atât de predispuși la a tăia firul în patru, atunci când un gând ne dă târcoare. Am remarcat acest lucru inclusiv la mediul monahal, mai ales în Sfântul Munte. Acolo există foarte adesea observi, ce puțin în unele mănăstiri, un program foarte strict de care părinții se țin aproape neapătut. Sigur că da. Dacă îi oprești și interacționezi cu ei, vă răspunde și vă vorbi cu foarte multă dragoste. Dar își vor reveni repede la ceea ce au de făcut. De asemenea, programul liturgic este aparte. La 4 dimineața începe liturgia, se termină de la 8, mănânci cam până la 9, munca de ascultare cam până la 12:01, eventual, dacă ai bine cântarea asta, te poți odihni vreo 2-3 ore, că la 4 din nou în biserică la ora 16, și mai pune și niște mezonoptici, mai scurte sau mai lungi, și poate cuvinte, dorim să zicem pe zi, cam tot 8 ore sau 6 ore cât dormim noi aici în lume, doar că nu le dormim dintr-o dată. Dorm 3 ore acum, mai dorm 2 ore mai târziu, mai dorm încă 3 ore și cam asta a fost. Ceea ce înseamnă că tu nici nu te duci, niciodată nu simți că ești profund odihnit. Nu e ca și cum te poți trezi din pas și spui, Doamne, ce-am dormit, ce bine sunt, acum mă duc să muncesc. Nu, pe undeva simți că scârție, că ai mai fi dormit, dar nu se poate. Ori asta duce la o diminuare a energiei interioare, ca atare nu se mai are nici măcar să se dă clară cu ceilalți prea mult. Și atunci viața interioară este mult mai, dacă vreți, mai alertă și mai centrată. Așa cum nu-ți mai arde să stai de vorbă cu cei cu care te întâlnești, nu-ți mai arde foarte mult să te întâlnești cu ceilalți, în afară de cazul nostru al mirenilor și al meu, care încă mai sporovoiam de când mai vin cu monac să-mi spună că noi când uităm mai multă cer și vorbim mai puțin. Dar până și noi așa reușim să vedem că chiar nu ne mai arde să ne rezignim în gesturi exterioare inutile. Nu aveam energia suficientă. Cu gândurile era la fel. Pur și simplu, când eram tulburați de ceva, cumva venea un răspuns că poate în rugăciune lucrurile se vor așeza. Stau în programul liturgic, în programul slujirii. Ori asta este, după cum spuneam mai devreme, o metodă bună de diminuarea energiei.
unui gând care apare pe cerul minții noastre sau psihicului nostru. De aceea și părinții consideră că munca, inclusiv munca normală, este foarte, foarte folositoare. De aceea se pune accent inclusiv pentru pusnici și pe un program inclusiv de muncă. Există un program clar de rugăciune și există și un program de muncă. Ceva se face, măcar că se faci pietre, tot faci ceva. Măcar că faci 3.000 de metani pe zi, tot faci ceva. E foarte, foarte important. Și evident că a treia armă împotriva gândurilor este rugăciunea. Pentru simplu motiv, măcar acesta, că rugăciunea aduce un conținut al minții și al sufletului genului, sau chiar al inimii. Iar că rugăciunea aici, tradiția se referă în special la rugăciunea lui Iisus. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește pe mine păcătosul, sau Doamne, miluiește pe mine, sau Doamne, miluiește. Acestea poți să plândești părinți pe mănăstiri atomite, muncești vrei la bucătărie și auzi acolo, frunzăi închirile ei, sunt închirile ei, sunt închirile ei, sunt tot ceea ce fac. E o rugăciune care este permanentă. De ce e rostită? Și asta e motivul anume, de ce rostită și cu voce tare. Pentru că îi poate auzi mai clar bătrânul, preotul sau duhovnicul. Bătrânul se poate prinde cam pe unde zboară mintea în funcție de cum rostești rugăciunea. Adică dacă a devenit așa mai rară și mai dezvânată, înseamnă că mintea ta e departe. Și atunci te poate corecta. Asta sunt opști mici care gheronda chiar lângă tine, bătrânul lângă tine și te aude. Dar de asemenea te și ajută să-ți fixezi mai bine cuvintele rugăciunii când te rogi cu vocea scăzută, dar cât să o auzi. Deci, e vorba despre un conținut și nu e vorba despre orice fel de conținut. Este chiar Hristos conținutul rugăciunii. Și se spune că Hristos lucrează. Hristos este prezent. Și poate că n-am zis niciodată ce înseamnă acest lucru, Hristos este prezent în rugăciune, decât atunci când mi-a spus cineva, nu pot să dau nume, dar este vorba despre un mare duhovnic român, care spre finalul vieții sale era tot timpul însoțit de ucenicul de chilier, care îl însoțea în orice pas a bătrânului, pentru că nu se putea sprijini de mult singur. Și într-o noapte la rugăciune, bătrânul la rugăciune și făcea pradă cu Doamne Iisuse și la un dat a avut nevoie să meargă la baie și ucenicul îl ținea de braț și înainteau așa și un pic și un pic spre baie. Și la un dat aude pe bătrân spunând, Pio, acum tu. Și evident că și eu am văzut pe cineva că nu știam despre ce este vorba. Și atunci mi s-a spus că în acel moment bătrânul i-a zis lui Hristos, Pioa, acum tu, zic, acum rogă-te tu că eu nu mai pot, sunt prea obosit. Și ucenicul mi-a zis, Hristos a făcut ascultare la bătrân și a început să se roage el însuși în bătrân, că am simțit și eu că era Hristos prezent în momentul acela. Ca atare, și a luat-o foarte serios cuvântul, pentru că a venit cu anumită pătrundere. Cu alte cuvinte, ea acolo lucrează. Chiar Hristos lucrează și se face simțit pe măsura fiecăruia, pe măsura, pe puterea noastră a fiecăruia. Și pentru binele nostru. Ca atare, El este Cel care operează, El este Cel care aduce conținut, este Cel care curățește. Însă, mai spune Atanasia Masorului în următoarele rânduri, e foarte important că atunci când dăm de un caz și simțim un gând sau se întâmplă ceva rău, să nu apelăm la rugăciune ca un fel de mantră. Nu e o formulă magică. Că spune că uneori se întâmplă lucruri neplăcute, ne baricadăm în rugăciune și dăm fuga și începem să o rostim ca și cum zice Părintele Atanasie, ca și cum asemănă cu niște soldați care sunt atacați de inamic și își iau repede pușca în brațe și tremură într-un colț, dar nu se stare să facă nimic. Ei consideră că dacă au pușca, e totul suficient. Spune aia, nu. E important ca omul să se liniștească puțin, să stea cu el, astfel încât să poată ajunge să spună rugăciunea într-un tip de liniște.
de pătrunderea cuvintelor. Nu este magie, pur și simplu. Cu alte cuvinte, avem nevoie de conținut, dar de conținutul cuvintelor, dar avem nevoie și puțin și de cât putem noi măcar, de înțelegerea conținutului, de fixarea minții, ca să spun părinții măcar. Prin univers, cel de-al pătrundei minții, cu foarte multă așezare a tuturor cuvintelor rugăciunii acesteia. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-o! Pe mine, Părbătătorul. Amin. Amin. Miluiește-mă, dar e bună ta osul, pentru că unii oameni îl folosesc, alții nu folosesc. Și aici contează motivul, de fapt. Când cer mila lui Dumnezeu, de fapt, prin milă înțelegem lucrarea Harului Dumnezeu. Indiferent de cum suntem noi, în momentul în care cerem ca Dumnezeu să lucreze, presupunem deja prin asta că nu ne suntem suficienți. Cu alte cuvinte, că suntem pe lângă Dumnezeu și că de unii singuri nu merge. Deci presupune deja o relație de ascendență. Îl mărturisim pe Dumnezeu ca fiind oricum deasupra noastră deja. Și cer să ne miluiască. Acum, unii ar spune că de aceea păcătosul, pe mine păcătosul, poate suna puțin pleonastic, dacă ai deja conștiința milei, ce înseamnă mila, de ce cer mila asupra mea direct. Alții, în schimb, folosesc mai puține cuvinte, tocmai ca să-și poată fixa mintea mai bine. Este și, dacă vreți, o cernere a cuvintelor, dar una metodologică. Nu e ca și cum cei care nu mai spun pe mine păcătosule, nu se mai simt păcătoși. Nu, este vorba despre acest efort de a ține mintea fixată asupra câtor mai puține cuvinte. Propriu-zis, e nevoie de un singur cuvânt, că de aceea în greacă acestei rugăciuni spune fie efhe, fie monologismos, adică, propriu-zis, un singur cuvânt. De aceea, părinții, de pildă, când lucrează, uneori spun, Doamne, 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 miluiește. Sau când sunt foarte, foarte interiorizați și când rugăciunea decolează, ca să zic așa, ea se rosește cu viteză mai mare doar cu aceste cuvinte. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, ca acolo pentru a nu mai lăsa nici măcar o frântură de fisură din orice alt gând să pătrundă. Pentru că părinții au descoperit că, mai ales la începuturile vieții noastre de făcnicie, și cu cât sunt mai multe cuvinte în rugăciunea noastră, cu atât sunt mai multe prilejuri de a ne fugi mintea. De aceea, e foarte folositoare și pentru începătorii cu toate aceste de vedere. Sunt puține cuvinte, omul se poate fixa pe ele și riscul de a ele este mult mai scăzut. Dar ce este foarte important este că vorbim despre toate aceste gânduri din perspectiva, dacă vreți, a minții noastre rănite sau a sufletului nostru rănit. Iar principala noastră rană este, să zicem, autofilia, adică iubirea de sine sau egoismul. Este centrarea pe noi înșine. Este autosuficientismul. Care se poate manifesta și în moduri foarte subtile, inclusiv prin aspecte foarte, cum să spun, foarte de diminuare a puterilor noastre neurotice, de pildă, cum se spune în literatura psihologiei, dintr-un complex de inferioritate. Sunt mai degrabă, mă consider ca fiind nevrednic de orice altceva, de orice atenție. Doar că de multe ori, pentru cazul multor dintre cei care suferă de complex de inferioritate, se ascunde un secret. Că acela că, de fapt, fiecare dintre cei care, sau mulți dintre cei care suferă de un astfel de complex de inferioritate, cu alte cuvinte, se consideră nedemni, se consideră minori sau nevrednici de atenție, se ascunde speranța secretă de a fi descoperiți de cineva.
Cu alte cuvinte, ei totuși cred că, deși nu au fost, nu sunt băgați în seamă și că undeva e un motiv, cineva va vedea cu adevărat valoarea. Se spune de aceea că în spatele fiecărui complex de inferioritate se află și un complex de superioritate. Cineva te va descoperi, cineva într-un fel mă va reabilita. Ori, ca să mă întorc, părinții spun că atunci când omul atinge starea de smerenie, adică când își înțelege pe plină într-un fel și calitățile lui, cele mai înalte calități ale lui au limită, că el însuși nu și este suficient lui și că planurile sale sunt bune doar în măsura care sunt concordă cu voia lui Dumnezeu, ceea ce e destul de greu să mergem acolo la acest tip de smerenie, nici gândurile nu mai pot mișca, propriu zis. Pentru că ele nu ne mai pot viza, dar fiind faptul că noi nu mai suntem cocoțați pe, să zicem, soplul egocentrismului nostru. Nu mai suntem locuiți doar de noi înșine. Nu spun că ar trebui cumva, și nici părinții spun că, nu spun că trebuie să ne pierdem complet din vedere, adică să ne anulăm ființialitatea noastră, ca până la ne pierde conștiința de sine. Și de a exista o conlucrare între noi și Dumnezeu. Metafora pe care o folosește de pildă Sfântul Vasile cel Mare este cea a fierului roșit în foc. Fierul rămâne fier, focul care o patroneze harul Bucurului, sunt harul frumos, sunt ei trăini de fapt. Dar acest foc pătrunde întregul fier, îl transformă în foc, în același timp îl lasă să fie fier în continuare, nu este altceva. La fel și noi. E nevoie de această conlucrare. Este nevoie de această, dacă vreți, de crearea unui spațiu înăuntru nostru, de a accepta că nu ne suntem doar nouă uși nesuficienți. Și că abia atunci când deschidem puțin fereastra sau ușa, mai poate intra și Dumnezeu, mai poate lucra și El. Ori, când vorbim despre această stare de smerenie, vorbim de fapt despre o rașchetare, de fapt, a egocentrismului. Când nu mai este vorba despre noi, propriu-zis, sau doar despre noi, ne dăm deoparte. Ne mai fi vorba doar despre noi, gândurile pe care noi le avem nu ne mai pot înrobi, pentru că nu mai găsesc somnul fertil în care să ne rădăcineze, și anume ego, acela care caută din răzputeri să fie premarcat, propriu zis, să fie slăvit, să fie scos în evidență. Pur și simplu nu mai este ca și cum într-un astfel de într-un astfel de om în care ego-ul nu e ego. Ego este nevoie. În sensul că Dumnezeu are nevoie de un interlocutor. Are nevoie de cineva care să-i poată spune tata, are nevoie în ghilimele. Presupune cineva care să-i spune tata, să aibă o relație cu el. Dar tocmai cineva care îi poate spune tata. Tocmai a fost ieri, duminica, fiului disipitor. Cel care se întoarce îi spune tata, cel care era acasă, nu îi spune niciodată tatălui, propriu zis. Nu îi recunoaște paternitatea. E ca și cum nu are o relație, propriu zis, cu el. Deci e nevoie de această rașchetare a ego-ului și asta întâmplându-se, gândurile nu mai pot găsi somnul fertil în care să se manifeste, în care să ia amploare, ca pentru a rigidiza acel pământ în care se lasă. Capitolul pietrii,
propriu-zis. Ceea ce echivalează cu orobirea, echivalează cu închiderea omului în sine însuși. Un fel de autosuficiență. Omul nu mai are de altceva. Știe el mai bine oricum. Gândurile din perspectiva asta sunt cele care ne îndreptățesc pe noi. Ca și cum a spus, să lasă Dumnezeu, că eu știu mai bine. Propriu zis. Părintele Efrem, Părintele Rafael Mica spunea că iertarea se joacă chiar și în fața scaunului de judecată. Adică acolo unde Dumnezeu Hristos întinde în continuare mâna, putem fi iertați. Iar cei care nu sunt iertați sunt cei care știe mai bine, de fapt, care nu au nevoie, care se simt îndreptățiți, în care ego-ul este mult mai solidificat și mai monolitic. N-are loc de Dumnezeu, n-are loc de nimeni acela, propriu zis, știe mai bine. Și atunci, ceea ce se întâmplă o morbire, propriu zis. Când gândul se desfășoară în cel din urmă și prin rădăcinii nou, el nu mai este autonom, propriu zis. Cu alte cuvinte, el nu mai ia el nu mai are libertatea conștiinței. El nu mai poate reflecta. Este impulsiv. Ca atunci când noi, ca atunci când suntem impulsivi, când reacționăm pe scurt, enervați de ceva sau mâniați sau supărați și nu avem momentul ăla, secundele ăla, care să putem reflecta asupra ceea ce urmează să facem. Pur și simplu facem. Și suntem foarte convinși că lucrurile așa și stau. Nu avem nevoie, cum zis, de reflecție. Și nici nu prea vrem să auzim. Da. De aceea este foarte important, spun părinții, că orice gând are o energie a lui care poate fi diminuată, poate fi slăbită prin felul în care îți aminteam mai devreme. Și acum o să fac paralela cu teoria psihologiei analitice complexă. Vă spun câteva cuvinte despre ele, ca să vedeți, propriu-zis, de ce sunt ele atât de omenești, de ce sunt gândurile atât de omenești și de ce, de fapt, ele acestea logismos au o bună măsură legătură cu ceea ce numim complexe în literatura psihologiei analitice. După ce când se vorbește despre complexe, mai degrabă acum avem de cel mai mult poate de mai mult de prejudecăți sau de o înțelegere descentrată. De obicei, când vorbim despre complexe, ne referim la complexe de superioritate, de inferioritate, dar nu putem înțelege chiar cuvântul complex, de unde vine. De ce este complexul complex? Pentru că este vorba despre un cumul de emoții. De aceea se numesc complexele complexe, pentru că sunt mai multe care se adună. Ele se adună pentru că fiecare complex, fiecare emoție, are la bază o experiență care, de fapt, este conotată emoțională. Experiență de viață. Se întâmplă ceva. Deci vorbim despre mai multe experiențe de viață care sunt încărcate emoțional. Și toate aceste experiențe de viață au ceva comun. Au un nucleu comun. Iar acest nucleu comun este ceea ce literatura numește arhetipul. Adică este o temă mare. O temă mare a vieții noastre. Tema poate fi mama, tema poate fi tata, tema poate fi fratele, tema poate fi vina, tema poate fi căutătorul, tema poate fi adevărul. Pot fi foarte multe teme importante, războinicul. Sunt multe, să zicem, arhetipuri. Iar prin arhetipul până acum să înțelegem la cine știe ce realitate fantasmagorică. Și arhetip este, să zicem, orice fel de subiect propriu-zis care este prezent în mintea noastră a oamenilor, nu știu, de măcar 1000 de ani, dacă nu mai mult, gândiți-vă la marile subiecte și preocupări ale umanității, marile teme ale gândirii noastre, lucruri pe care le găsim cam în toate culturile. De aceea avem, nu știu, inclusiv arhetipul
lui Dumnezeu, arhetipul femeii, arhetipul bărbatului, arhetipul omului, sunt extrem de generale și se regăsesc în foarte, foarte multe spații și zone culturale. Acum, evident că noi, ce trebuie să duce bine, nu prea avem experiența arhetipului ca atare. Dar cultura noastră, culturile noastre, se le au în vedere, sunt construite sau se raportează la aceste mari teme. Ca atare, creșterea noastră, de când suntem mici copii, de când venim pe lume, până în zilele noastre, până la maturitate, rostogolește aceste cuvinte, iar înțelegerea acestor mari teme se face și pe baza experiențelor pe care le avem, pozitive sau negative. Foarte simplu spus. Dacă, nu știu, am avut binecuvântarea și întâi într-o familie care, să zicem, mama a fost prezentă într-un mod conținător, cald, atentă la nevoile noastre, suficient de atentă cât de plină să se retragă, să facă un spațiu în spate ca să ne lasă să fim autonomi. Complexul, acest mare complex de emoții asociate cu arhetipul mamei, va fi un pozitiv. Dacă de plină facem ca să fie mai degrabă mult prea prezentă, de teamă să nu pățim ceva, cum adesea se întâmplă, cu cele mai bune intenții. Dacă va ști întotdeauna mai bine ce trebuie să facem, chiar și cu copilul are 50 de ani, este foarte posibil ca acest complex, de fapt, ca mai mult ca sigur, acest complex se controlează negativ. Va fi trăit din perspectiva unor emoții negative. La fel se întâmplă cu toate celelalte mari teme. În funcție de cum le trăim, complexele acestea se conturează în noi. Ca atare, complexele au în spate momente importante din viață. Uneori le spunem traume, alteori le spunem șocuri, alteori le spunem bucurii chiar, că sunt evenimente care îi rup din cotidian și care ne structurează în felul de a înțelege acea temă și tot ceea ce este asociat acelei teme din viața noastră. Tocmai pentru că este atât de puternic, experiențele sunt atât de puternice și emoțiile sunt atât de puternice, oamenii ajung cumva în postura de a căuta, noi ajungem, de fapt, în postura de a căuta să ne confirmăm. De pildă, dacă am o experiență bună, să zicem, a maternității, preponderent copilul va tinde să-și amintească și să valorifice doar experiențele pozitive. Pe cele negative le dă într-un fel într-o parte. Din păcate, la fel se întâmplă și cu complexul negativ matern. Dacă mama se trăită mai degrabă negativ, orice altă experiență negativă ulterioară va veni să confirme ceea ce s-a întâmplat la început. Și de aceea, de fiecare dată când ne ciocnim în viață de, să zicem, o situație neplăcută, se poate întâmpla să ne auzim spunând sau să-i auzim pe alții spunând aveam dreptate, știam eu, ți-am zis că este așa. Adică, uite, cumva, experiența asta negativă îmi confirmă experiența negativă din trecut. Într-un fel, fără a mai vedea și experiențele pozitive. Sunt și ele acolo. Și de multe ori, în procesul terapeutic, drumul presupune și această relativizare, ajutat pe om să vadă și pe cele bune și pe cele rele, că sunt prezente acolo în viața lui. Ori, pentru că complexul, repet, are un bagaj emoțional extrem de mare și extrem de puternic, în funcție de cum a fost trăit inițial și apoi în funcție și de celelalte experiențe care au confirmat într-un fel sau altul. El ajunge să fie trăit, să fie trezit de fiecare dată când viața noastră de zi cu zi ajunge să agațe ceva care seamănă cu ceea ce am trăit noi. Cu alte cuvinte, nu este, de exemplu, important să retrăim sau necesar să retrăim o situație pe care am experimentat-o în trecut în mod identic, pas cu pas.
poate să fie doar ceva care seamănă. Să zicem, șeful la serviciu, la servici, sau șefa, în cazul unora, ne trage la răspundere, zice, pentru ceva ce noi n-am făcut, suntem certați. Poate să fie doar nici măcar o tragere la răspundere, poate să fie o grimasă, poate să fie o expresie a nemulțumirii, subtilă, o fracțiune de secundă. Am văzut-o. În momentul acela, complexul deja rulează, ne enervăm. Deci se spune că atunci când simțim că ne-am enervat sau că avem o emoție ridicată într-o anumită privință, înseamnă că un anumit complex deja s-a activat, este prezent. Noi nu mai suntem într-un fel, în momentul acela nu mai suntem autonomi, propriu zis, pentru că complexul, acel complex, deja funcționează în noi, deja rulează ca un soft sau ca un virus, el este acolo. Cel mai bun lucru pe care îl putem face dacă vrem să fim siguri că nu răspundem din complex, din acel conținut complexual, este să ne ținem gura, propriu zis, să nu reacționăm. Să avem răbdare. Vestea bună este că, la fel ca în cazul gândurilor, al acelor logismoi, viața este limitată, adică energia unui astfel de complex care se activează este limitată. Durează o oră, o zi, o săptămână, dar cu siguranță se stinge. Când se activează, conștiința nu este, propriu zis, autonomă. Cred că cu toți avem momentele acelea în viață în care ne enervăm, să zicem, și reacționăm foarte violent și apoi ajung să-i mărturisim doar prin prieteni, până nu știu ce m-am apucat. Parcă nu eram eu, de pildă. Sunt teme care ne aprind foarte mult în mediu. În mass media, în zilele noastre, adesea sunt activate conținuturi emoționale. Campanii publicitare se fac uneori țintind anumite conținuturi publicitare. Discursuri politice, că sunt bine scrise, de ce mai multe ori nu mai sunt bine scrise, nu mai sunt scrise cu povestea. Sunt țin cont de asta, în targetate obișnuințe ale noastre. Obișnuințele noastre vorbesc despre modurile noastre genetice de a fi. Deci suntem agățați din punctul ăsta de vedere. Ne sunt atinse de către cei care pot observa cum ne locuim propria noastră integritate. Ne sunt atinse resorturi care ne fac să reacționăm foarte emoțional. De aceea, de exemplu, Jung spunea că atunci când vezi o emoție colectivă foarte crescută, foarte mare, cel mai înțelept lucru pe care poți face să dai într-o parte. Pentru că oricum emoția colectivă este atât de puternică încât ea însăși te agață fără să știi ce s-a întâmplat, cum zis acolo. Poate că s-a întâmplat în viață să fiți de pildă, nu știu, de la un stadion până la un meeting sau e acolo o emoție care clopotește și care uneori te ia pe sus. S-a putut vedea inclusiv în marele regimuri totalitare care au făcut apel la emoție. Uitați-vă de pildă la imaginile pe care le avem înregistrate cu discursurile lui Hitler. Câte emoții erau angajate acolo, câte confiscați erau oamenii acolo. Ei, oamenii puteau fi confiscați, propriu zis, pentru că aveau de ce să fie confiscați. Erau, dacă vreți, activate aceste conținuturi complexoare pe care le avem cu toții. Führerul apărea ca un mare tată care vine și răscumpără umilința fiilor căzuți în primul război mondial. E tatăl salvator. Pe vremea lui Hristos l-au confundat cu cel care venea să pe Hristos. Hristos a fost confundat cu cel care era așteptat să vină să elibereze poporul iudeu de sub cizma romană. Mă rog, sandala romană. Deci era acolo angajată tema aceasta a Tatălui cel Bun care vine să elibereze și să răscumpere. Foarte multe emoții din punctul ăsta de vedere și puțină conștiință, foarte puțină reflexivitate în cazul acesta.
Când se activează astfel de complexe, repet, lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să avem răbdare, să se stingă. Cu siguranță se sting emoțiile. Mai pot fi depresurizate prin, cum spuneau Sfinții Părinți, inclusiv în literatura psihologiei analitice, apoi și tema asta, prin muncă fizică, prin eliberare de energie, în cazul de pildă agoniei, de pildă, sau a furiei. Conținutul nu dispare. Tema e acolo, ceea ce a agățat. Dar te ajută cel puțin să nu-ți faci, să nu-ți pierzi jobul, să lași familia cât mai nevătămată, când simți că ai furie. Pentru că acolo este foarte multă energie psihică care a rămas blocată într-o temă. De pildă, să zicem, dăm acum exemplu, puteți să dăm tema tatălui rău. Să zicem că am avut, ne-am experimentat tatăl din perspectiva unei figuri mai degrabă tiranice, care mai degrabă ne umilea, pentru care nota 9 se genera o notă mică. Exagerez, evident, încerc să îngroși anumite trăsături. Dar sunt oameni care trăiesc cu asta. Care eventual au fost umiliți în public de către chiar tatăl lor. Lucruri grele. Lucruri care nu au fost digerate, lucruri care nu au fost dislocate. Deci acolo este furie, de exemplu, asociată cu tema tatălui, imaginea tatălui. Furia înseamnă energie. O cantitate foarte mare de energie care rămâne blocată acolo. Sunt oameni care nu știu să-și trăiască furia de lângă, pentru că au învățat că violența e un lucru rău. Și vor spune că nu acceptă violența niciun fel. Ba chiar o să te ia și la bătaie, poți explica că violența este inacceptabilă. Fără să-și dea seama că sunt violenți, de fapt, în momentul ăla. Că tocmai au dat bunul în masă, că tocmai au ridicat vocea. Ei nu sunt locuiți, nu sunt conștienți de rana pe care o au acolo și de furia care mă omenește în ei. Și cel puțin până l-ai ajutat să vadă ce este acolo, îi poți de pildă ajuta slăbind gândul respectiv, cum făceau părinții. Mai numără lumânări, mai dă 6 ture de stadion, mai se duce la o sală și dă o oră cu pumnii într-un sac, mai sacă un șanț, fie că vecinul poate n-are chef să fie să faci șanț și la el în curte, dar face muncă fizică, în sensul acesta. Și ceva de energie se depresurizează. Apoi efortul, într-un context apropiat, duhovnicesc sau un cabinet, este acela de a ajuta pe om să vadă, cum spunea Evagrie, să vezi direcția din care sunt trase săgețile. Să aduci la nivelul conștiinței tot conținutul complexual. Conținutul complexual este un conținut care se află în conștientul nostru personal. Altfel spus, nu știm de el. Că dacă am ști, ne-am oprit. Am spune, a, stai puțin, că în momentul ăsta cel care vorbește este e furia mea sau este vocea parentală care m-a învățat pe mine să mă certa pentru că lăsam fiindul pe masă din bucătărie și eram certat cumplit, să zicem, din acest motiv. Și eu, la rândul meu, mă manifest la fel, cum găsesc lucruri pe jos, fac un scandal teribil, de parcă lucrurile acelea de pe jos ar fi niște mine antipersonal și atunci trebuie să încerc copiii teribili că n-au făcut tot din nesufragerie. Dar se cere că se înțeleagă cu faptul că nu se poate, că sunt un fel de sub-oameni dacă își lasă șosetele. Numai că e puțin disproporționată situația. Că da, e vorba despre grija de a face pe un copil să înțeleagă că ordinea îi poate fi folositoare în viață. Sigur că da, e foarte important. Dar să nu spune pentru să-l umilești pentru a învăța aceste lucruri cum uneori se întâmplă ca o să ne sară țara și să-l învățăm pe copil să fie ordonat. Și ajunge să-l umilim eventual. Dar o facem pentru că de multe ori vocea aia parentală care a configurat un complex negativ, să zicem, se manifestă noi în acel moment. Nici nu ne dăm seama. După aia ne pare rău. Și eventual mergem după aia și după ce îl batem pe copil, după aia ne convine și cere scuze ca să nu mai înțeleg nimic. Deși e bine, într-un fel să... E foarte important că tot la elitorul ca să-și cede iertarea, dar să nu mai repeți singura. Asta cu bătaia.
Deci, efortul este acela de a aduce în lumina conștiinței conținutul complexual, de a-l scoate la suprafață. Este exact efortul pe care îl aveau în vedere părinții din tradiția ascetică. Efortul acela de a vedea. Și dorește, Doamne, să împăc greșelile mele, să nu mă sândesc de fratele meu. Cu alte cuvinte, problema nu e la celălalt, ci e la mine, în primul și în primul rând. Trebuie să mă văd pe mine, să-mi văd conținutul meu, astfel încât să îmi recapăt autonomia. Acum, e un lucru important de știut. Când, de pildă, ne-am împătimit, cum spun părinții, sau când avem un complex, mila nu este imediat aceea de a nu mai avea deloc complexul, de pildă. În universul psihoterapeutic, mila directă nu este aceasta. Pentru că e posibil ca cu acel complex să rămâne toată viața, să nu putem scoate de acolo, ci mai degrabă aceea de a nu mai acționa fiind influențați de el. Să ne dăm seama imediat ce s-a activat, că s-a activat, să ne putem, de exemplu, lua libertatea de a-i spune celui care într-un fel ne-a învățat acel complex, să-i spunem, lasă-mi să spun, hai să fim uite, că acum nu sunt în regulă. Că acum spune lucruri pe care nu am văzut nici cu tine și nici cu mine cel care, de care, cu care ai vrea tu să vorbești și propriu-zis. Dă-mi o oră, dă-mi două ture de stradă, dă-mi o săptămână. Dar ai nevoie puțin să, e nevoie să, pardon, știi ce puțin, ce trebuie să faci pentru a nu acționa sub bol, sub conținutul acelui conținut complexual. Cu patima, într-un fel, e asemănător, în sensul că știu că o am acolo. Și părinții din tradiția Sfinților Părinți avertizează asupra faptului că patimilor le merge să se întoarcă. Cu alte cuvinte, ești conștient de ea, n-ai mai crezut în ea, dar acolo e vulnerabilitatea. E posibil ca ea să se întoarcă dacă îți pierzi atenția. E ca o rană, ca o cicatrice care îți rămâne într-o zonă care a fost afectată. Deci că ai scos cuiul, ai dezinfectat rana, s-a închis, dar nu un semn. Și e important într-un fel și semnul acesta pentru că având semnul, adică rămânând cu semnul vulnerabilității noastre, într-un fel suntem mai predispuși la a rămâne cu atenția asupra, sau suntem mai predispuși la a ne cultiva conștiința, de a fi atenți, dar nu pierde din vedere faptul că avem o rană. Rana, de multe ori, și în literatura creștină, de la Sfântul Pavel Nicoace cel puțin, că este primul care vorbește despre rana care a fost dat să o poarte, acel timp pe care a fost dat să o poarte, până la, nu știu, din literatura contemporană, psihologia analitice, este foarte importantă, pentru că ne face să ne conștientizăm vulnerabilitatea, să nu uităm de ea și să scoatem din ea, câștigându-ne autonomia față de rana respectivă, calități de care avem nevoie, propriu-zis, în viață. De pildă, pentru cel care a fost luminos și e conștient de lumina lui și se căiește și îi pare rău și înțelege cât de rău poate să fie, cât de destructivă poate să fie lumina, care poate avea ca sursă ecocentrismul sau narcisismul, care la rândul lor au ca sursă o stimă în sine foarte scăzută, adică faptul de a nu fi fost văzuți de mamă și de tată care nu știu cât ar trebui. Și atunci avem nevoie tot timpul să fie ca noi și ne enervăm că nu e ca noi, pentru că dacă nu e ca noi, înseamnă că noi nu suntem valoroși. Cam asta fiind, să zicem, schema în mare. Când suntem conștienți de aceste lucruri și ne pare rău de mânia pe care o avem acolo și de răvașele pe care ea le poate face, resursa este compasiunea, de pildă, empatia. Se poate manifesta ca atare, îți poate fi trăit un om care a fost rănit de această rană, zicem, în mânie și care e conștient de ea, știe să-și cultive în interiorul lui empatia și compasiunea, poate face pași în direcția ei. Ori asta le de folos celor din jurul său. Inclusiv în literatură se vorbește despre orice terapeut ca fiind terapeutul cel rănit, orice terapeut.
terapeutul să fie cel care este tot timpul să fie permanent conștient de rânile sale, să nu uită, să nu se creadă singur sănătos din sat și ceilalți sunt niște bolnavi. Nu, el este un frate rănit care a făcut o parte din drumul conștientizării rânilor sale și e mai încearcă pe de altă parte, pe mai departe să-i ajute și pe frații lui să-și vadă rânile cu ajutorul lui Dumnezeu sau părții mai mari din ei, astfel încât să se dezrobească, propriu zis. La fel cum este și cazul preoților din biserică, preoții pe care avem. Ei sunt parte din popor, sunt parte din Laos și sunt cei din tâi. Sunt protoșii noștri care ies din tâi, de aici din Laos, duc în Sfântul Altar, pentru a conlucra cu Dumnezeu. Dar ei își știu conștiința de păcătos. Părintele Cristian știe mai bine că îi spune în fiecare zi, probabil, rugăciunea de iertare a păcatelor, care se spune, în mine nevrednicul, cum este rugăciunea? Dezlegarea păcatelor. Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și mândrările Biserică de oameni, este ierte Fiului, pe tine, Fiule Bogcestat, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te ești dezlegat. Deci, conștiința nevredniciei rămâne acolo. Ceea ce e foarte important, pentru că vine și din această, într-un fel, compasiune și această empatie pe care un alt frate rănit care lucrează cu Dumnezeu ajută la îndreptarea celorlalți frați răniți. Ca atare, o să închei spunând că și complexele, și gândurile sunt în ambele tradiții, o să numesc tradiții, sunt văzute și ca un fel oportunități ale vindecării noastre. Cu alte cuvinte, odată ce începem drumul conștientizărilor, a înțelege modul în care noi suntem înrăuriți de ele și influențați de ele, sunt tot atâtea prilejuri de recâștigare a autonomiei. Cum se spune, repet, în ambele tradiții, când, de exemplu, există o problemă de cuplu, soluția nu este aceea de a fi fugiți și de a desface comunia sau de a intenta divorț, ci de a înțelege care sunt motivele din spate, că dacă cei doi s-au întâlnit și au întâlnit într-o relație, există motive interioare suficient de adânci pentru care acest lucru s-a întâmplat, iar dacă lecția nu este învățată acum, fie că se dezlegată comunia, fie că divorțează ceilalți, sau divorțează, în cazul care nu au fost cunoaște la biserică, sunt mari șanse ca recăsătorindu-se sau reformând un alt cuplu, fiecare separat, să cadă în aceeași probleme, să-și reactiveze aceeași probleme, dar într-un alt cuplu, în data aceasta, 99%. Și noi, în experiența de cabinet, am observat că da, lucrurile stau așa. Și cu noi înșine și cu ceilalți. Cu alte cuvinte, asperitățile din întâlnire între doi oameni sunt de fapt, cum se spune în literatură, rod al agățării conținutului complexual. Până mai bine că dacă măcar acum le vedem cum se manifestă, să ne și folosim de ele, să le vedem cum se manifestă, să înțelegem care sunt cauzele, să lucrăm Dumnezeu, să ne îngrânăm, să se angrâneze fiecare în parte în efortul acesta de autonomizare, astfel încât pe mai departe ele să nu mai influențeze și ceilalți doi, și acum cei doi aflați în cuplu, de pildă, să fie mai autentici ei înșiși, să se vadă și mai mult unul pe altul, dar nu din perspectiva rănilor și complexelor și patimilor pe care le au. Pentru că uneori îi vedem pe ceilalți din perspectiva așteptărilor noastre, din perspectiva rănilor noastre. Ori dacă tot am început să dăm seama că ne e nervos sau că ne agățăm și dacă începem să ne ducem pe firul cauzelor și a rănilor și începem să vindecăm, avem șanse să ne vedem chiar mai bine. Avem șanse, în fel, să ne, cum spun părinții, să ne curățăm, să ne transparentizăm. Să vedem în celălalt mai mult din intenția pe care Dumnezeu l-a creat și mai puțin din așteptarea patimilor și a profesorilor noastre. Mulțumesc!
fără Iisus.